Dacă era mașina mea personală, vă dați seama că era casată de mult. Când a fost în serviciu ultima oară mașina? Acum o săptămână. Ce probleme avea atunci? Probleme cu kitul de ambreiaj, încălzire în dubă, probleme care sunt neprevăzute. Și cam la cât timp ajungi în serviciu? S-o luăm așa, cam o dată săptămână tot ajung. Că fiind atâtea mii de kilometri, ba cade una, ba alta. Dar pacienți care au refuzat să urce, ați avut? Da, sunt. Pacienți și dificili, sunt și care se uită roată împrejur și zice că mai degrabă mă duc cu mașina mea personală decât să merg cu mine. Nu se simt în siguranță. Chiar dacă pe afară e urât, măcar noi suntem cei care oferim susținere și căldură. Din cele 77 de ambulanțe, 42 au vechime peste 10 ani și într-o exploatare, așa cum este la momentul actual, 24 din 24, apar automat probleme tehnice. Ne străduim cu personalul pe care îl avem să le remediem, avem contract cu o firmă de service, dar în momentul în care o mașină ajunge în service, se pierde foarte mult timp cu repararea acesteia, timp care ar putea fi folosit pentru a ajuta pacienții care ne solicită ajutor. Cât de des intră o astfel de ambulanță atât de veche pe mâna unui mecanic? Cel puțin de 3 ori pe lună, să zic așa, o singură ambulanță. Intenționat că până în vara anului 2023, respectiv toamna 2023, nu vor apărea ambulanțe noi. Noi, ambulanțele, servicii de ambulanță, de fapt, vor intra într-o criză tehnică fără precedent. E jenant să rămâi defect în intersecții, și am avut cazuri și au fost făcute public, prin care ambulanța, mergând spre pacient, a rămas defect în intersecții și a coborât asistenta cu ambulanțierul și-a împins ambulanța din intersecție. Am sperat că, după conform promisiunilor, că va fi mai bine. Din păcate, ne-am convins că s-a lucrat împotriva noastră, pot să o spun, și mi-asum ceea ce spun. Pentru că nu s-a avut în vedere absolut nici o achiziție în timpul pandemiei. Toată lumea s-a concentrat doar pe problemele de pandemie și nu s-a continuat achiziția care trebuia făcută anual prin contracte subsecvente în baza acordului cadru a celor 4 ani.
s-au făcut primele achiziții, urma să se facă următoarele achiziții, firmele n-au mai vrut să semneze contractele subsecvente, chiar dacă aveam noi bani, pentru că au crescut prețurile și n-au vrut săriște. Și acum? Și acum deja este făcut noul caiet de sarcini, colegii l-au finalizat, urmează procedura nouă să iasă. Procedura nouă care o să vedem după asta în cât timp se livrează, pentru că toate firmele ne avertizează că va fi greu cu livrările. Piese așa la ea mai pică? Pică, de săptămânală e. Ba una, ba alta, ba... ba o bucșă, ba un pivot, ba... s-adună. Ați rămas cu ea în drum vreodată? Am mai rămas. În general, avem grijă de ea să nu rămânem în